Meciul dintre Astra Giurgiu și FC Botoșani, câștigat cu 1-0 de giurgiuveni, nu i-a adus prea multe satisfacții antrenorului Marius Șumudică. Acesta consideră că elevii săi ar fi putut mult mai mult decât au arătat pe teren, mai ales că din minutul 15 au fost în superioritate numerică. Șumudică le reproșează membrilor echipei și că nu au profitat de acest avantaj. Meci care nu face cinste. E ce puțin la antrenor, așteptam altceva din partea echipei, mai ales în momentul în care am rămas în superioritate numerică și am și marcat 1-0. După aceea, fiecare a făcut ce a vrut pe teren. Toată lumea își dorea să marcheze, nu mai respectam nimic din sarcinile de joc. Prea agitați, prea precipitați, în loc să controlăm în continuare partida, să îi dezechilibrăm un pic. Astea sunt problemele care va trebui să le rezolvăm, fiindcă nu este normal. Cu toate că Botoșani nu ne-a pus niciun fel de problemă, n-a avut practic nicio situație clară de marcat. Jucătorii de la care Șumudică aștepta mai mult sunt cei care au avut probleme de sănătate, dar și aceia care au misiunea de a construi fazele ofensive. Suferim pe construcție și v-am zis că le-aș da circunstanțe și în sensul că în momentul în care echipa rămâne în 10, se închide, încearcă să se închide și e destul de greu să-i despaci. Am trecut pe primul loc, în continuare, toate problemele care le-am avut cu jucători accidentați, cu jucători care și-au rezolvat problemele în sfârșit cu condiție, am revenit acolo unde am stat, cred că destul de timp și eu țin să-mi felicit jucătorii, fiindcă știți foarte bine că sunt anumite probleme, iar ei, după discuția care am avut-o cu Doran Gurgulu săptămâna asta, cred că am înțeles situația și merg înainte. Singurul gol al partidei a fost înscris de Alibec din lovitură de la 11 metri. Tot Alibec a fost autorul unei pase spectaculoase către Enache, dar acesta nu l-a putut învinge pe portarul oaspeților.